Este necesar să închei înainte să afli care ar fi pasul următor. Este necesar întâi să te asculți, ca apoi să fii ascultat. Este necesar ca în primul rând să te respecti pentru a primi respect. La ce mă refer mai exact? Dacă te regăsești într-o relație în care simți că lucrurile nu se pot îmbunătăți, chiar dacă ai făcut pași în această direcție, este necesar să te asculți, să te respecti și să închei acea relație înainte să poți atrage pe cineva mai potrivit. Dacă te regăsești la un job care nu-ți mai servește, nu este aliniat cu valorile tale și simți că lucrurile merg din ce în ce mai rău acolo, acestea sunt doar semne pe care este necesar să le asculți și să închei acel job înainte să-ți cauți alt job. Dacă lucrezi cu tine de ceva timp și cu dezvoltarea ta personală, vei înțelege foarte bine la ce mă refer. Este necesar, cum am spus și în alte videoclipuri, să faci ordine în viața ta, să lași vechiul să plece pentru a primi noul. Nu trebuie să te iei după ceea ce spun eu aici, poți urmări ideile în mare și poți extrage cu ceea ce rezonezi. Poate nu întotdeauna exprim ceea ce am experimentat eu în viața mea, exact, pas cu pas, dar în linii mari ți-am transmis aceste lucruri pe care eu le-am urmat. Și chiar am un exemplu concret pentru tine referitor la job. Da? Acum un an și jumătate nu mă angajasem de mult timp, era a doua zi și corpul meu mi-a dat tot felul de semne cum că nu este potrivit să rămân acolo. Și eu am zis în felul următor: nu pun banii pe primul loc, mă pun pe mine pe primul loc și sănătatea mea. Am hotărât să aștept până la finalul turei să îmi anunț demisia, însă ceva din mine îmi spunea să comunic mai devreme. Și am făcut acest lucru cu respect, am spus care sunt motivele pentru care fac acest lucru, iau această decizie și nu a trecut mult timp și mi s-a propus o contraofertă care era avantajoasă pentru mine și puteam astfel să ofer tot ceea ce aveam mai bun pentru acea firmă. Da? Deci este important să fie un schimb reciproc avantajos.